Alina nu e tocmai în apele ei, după ce părinții au mutat-o la un alt liceu. Te-ai îmbrăcat foarte frumos azi. Da, mulțumesc, m-am îmbrăcat decent, adică, nu? Însă îi trece supărarea după ce se ciocnește de Iulian. Ce sunt astea? E un eseu. Te-am văzut mai devreme în clasă, nu? Ești colega nouă? Da. Pe care ajunge să-l mediteze. Trebuie să găsești calea ușoară. Important e să-ți dea răspunsul corect în final. Nu ești matematician. Și de care se simte atrasă. Numai că... Mai ești recită? Nu. Super. Alina e Elena, iubita mea, ea e Alina. Noi doi am putea face foarte multe lucruri împreună. Dar eu sunt cu Elena. Păi și o iubești? Iulian chiar o iubește pe Elena. Dacă îți place de el, fă și tu ceva, nu mai sta cu brațele încrucișate. Alina încetează. E din cauza ei, nu? Doamna profesoară de fizică a venit și mi-a spus că cineva i-a zis că te-a văzut când i-ai luat pormoneul din geantă. Ce s-a întâmplat? A zis că am furat. Iar situația scapă de sub control. Mă gândesc doar, care ar fi șansele ca tu să fi luat portofelul și să-l fi pus în geanta Elenei? E nebun, cum să zic așa ceva? Trebuie să depui plângere la poliție. Da, dar nu aș vrea să-i fac rău. Cum ți-a trecut prin capul ăla prost că poți o violezi? Până nu se soluționează cazul, băiatul nu intră în școală. Vor reuși Iulian și Elena să demonstreze că Alina le-a înscenat totul. Important e ca Alina să termine liceul. Da, iau să-l termine. Dar băiatul ăsta îi va fi distrusă viața. Am dovada că minte. Că ai furat portofelul? Cu violul. Dacă am mințit cu violul, cine o să mai creadă cu furtul? Mai ales că ai spus că ea e martorul.